18 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Cartaș cu dezinfecția. Cu nițeluș zahăr ars, un coniacel de prima mână. Ce dracu faci, mă? Ești alcoolic? O disperat-o că nu-l beau. Doar îi scot albăstrăla ca să nu păteze procesele verbale când le dezinfectăm. Auzi? Dar tu nu dezinfectezi amenziile după ce le dai la primăreți? Ba da, șeful! Hai, vino să mă ajuți. Lasă-l pe Chiorete că poate să-și îmbăieze și singur odorul. Hai! Ia să vedem să ne mamă ce ai ieșit. A, curmăzie! Așa, da, bine. Mulțumesc. Dar ce mă dai și curg singur? Hai, du-te, du-te, că te cheamă bolă. Du-te! Și acum să dăm băiatul cu cremuță.
cine iubește băiatul, tata? Deci dăm băiatul cu cremuță ca să nu crăpăm. Spuneți, eu vă ascult. Dar ce faci acolo? Sport, domnule președinte. Nu trebuie să mă țin în formă? Continuați. Dar mai cu aplomb, așa, să dați curaj poporului. Inspirați-vă din marii conducători. Din... Nu zici că nu e o idee rea? Numai puțin. Te pun pe speaker ca să am mâine libere, da? Stai un pic. Voievoții și domnitorii țării românești. Voievodul domnitor. Domnitor. Imediat. Mai puțin. Să încălzim puțin atmosfera. Tot sport? Da, tot sport! Ca să-mi vină aplombul. Deci, dragi medici, sunt umăr la umăr alături de voi în lupta împotriva pandemiei. Eu zic să rămâneți mai la distanță, nu chiar umăr la umăr. Că acolo rata de contaminare chiar e mare. Da, dragă, tu era o expresie. Știu. Dar presa interpretează, răstălmăcește. Vreți să vă acuze că ați promis că veniți în spitale și n-ați făcut-o? Că asta înseamnă să fii alături de medici. Corect, că de-abia așteaptă hienele abili de scandal. Dar ce zic eu abili de COVID? Că ăștia sunt adevărați virus. Dar lasă că ți-i sterilizez eu. Opa! Eu zic să vă sterilizați dumneavoastră temeinic. Că nu e de glumă cu... Asta fac non-stop! Am prins gluma cu tusea, dar poate încercăm să redevenim serioși. N-a fost nicio glumă. Auzi, care sunt simptomele la COVID? Că de dimineață cam tușesc așa. Nu știu precis, că n-am vrut să mă încarc cu informația, am rămas așa pe zen. Dar nu mai bine o întrebați pe Teo? Că ea sigur știe că doar e consilier pe sănătate publică. Da, mă, Dalia, da. Eu am zis că vorbesc cu doamna știe tot. Domnișoară. Și nu știu chiar tot. Doar ce am aflat din presă, ca toată lumea. Tusea nu este singurul simptom. Trebuie să ai senzație de oboseală. Păi de când am ieșit președinte, sunt obosit non-stop. La ce staf aveți, nu-i de mirare. Zi mai departe. Și febra. Luați-vă o temperatură. Parcă n-am. Nu așa se ia temperatura. Stai așa. Aole! Auzi, parcă simt o fierbințeală ușoară. Daria, ăștia mi-au dat COVID. Care ăștia, domnule președinte? Că sunteți în izolare. Care ăștia? Statul paralel. Nemernici ăștia care vor să mă termine. Că se tem de mâna de fier a președintelui poporului. Uite, m-au infestat. Sună imediat să-mi trimite izoletă și ventilator. Ba nu, să fie două. În caz că se strică vreunul. Că sigur sunt luate la mâna a doua de mafia spitalicească. Domnule președinte, vă rog eu, liniștiți-vă. Ia uite, mă sufoc! Mă trimite repede echipa medicală! Domnule președinte, este doar un atac de panică. Liniștiți-vă! Pupăză! Mă iertați. Cer scuze pentru ton, dar situația o impune. Nu aveți niciun COVID. Sigur este doar un atac de panică.
înainte să alertăm sistemul medical și să afle toată presa și să dăm satisfacție dușmanilor ăia de care tot ziceți, vorbiți cu Teo. Că ea e psiholog și vă poate calma. Vă rog frumos. Dacă ea zice că e COVID, acționăm imediat. Haideți să acționăm profesionist. Bine! Bine, mă, profesionisto! Dar nu sunt infectat, da. Uf, că dacă aș fi fost infectat, m-ar fi anunțat. Auzi? Dacă eu sunt infectat, ești infectată și tu. Da? Și am mai fi stat aici 30 de zile. Dar chiar? Vrei să mai stăm 30 de zile împreună? În visele tale lipicioase. De-aia și dezinfectez tot. În cauza ta, nu a COVID-ului. Stai, mă, dragă, liniștită, că am dezinfectat și eu. Ia uite. Paranoici. Dacă e contraproductiv, n-avea cine să te infesteze, că stai izolat la Cotroceni de 10 zile, nu? Serios? Păi și Cotroceni e o insulă, dragă, ce trăiesc singur? Să Robinson Crusoe! Păi personal e verificat zilul. Sau, mă rog, așa cred. Ai, nu știu, sună pe Balbinuța. Teo, eu n-am zis că mi-au dat prin contact direct, că n-am avut niciun contact. Să vreau și nu pot. Numai lasă protocolul. Mi-au dat indirect. Mi-au pus virusul în ceva, că le stau în gât. Că sunt incoruptibil. Vor să mă omoare, Teo. Vor să mă omoare. Dar nu vreau să mor. Nu vreau, că sunt tânăr. Mai am 4 ani de mandat. Dar ce zic eu 4 ani? 9 ani. Dar dacă scap, sigur mai au mandat. Trebuie să scap, Teo. Trebuie. Au găsit ăștia vaccin? Îl sun pe Trump. Îl sun pe Trump. Dă, Doamne, să răspundă nevasta anticul. Opa-te! Calmează-te! Calmează-te? Tu ce vrei să râdă o planetă întreagă de tine? Că te porți ca un căcăcioț ricos? Nu ai niciun COVID, ai doar un atac de panică. N-avea cine să-ți-l dea unul. Ba da, dragă, masioza. Păi mi-ai zis, mă, că nu s-a apropiat de tine ca să la bremeci. Exact! Ca să nu se contamineze ea. Foarte bun! Gata? Că știa că mi-a pus COVID un prosop! E clar, e masioza statului paralel. Că de-aia nici n-a vrut să mă maseze, dragă, că era paralelă cu meseria. Au făcut mai ușor, ușor. Ne îndreptăm către teoria conspirației și de aici până la paranoia mai e doar un pas. Mai lipsește să zici că ai luat-o prin 5G. Păi și ce ai spus? Auzi, te pricep la telecomunicații? În prosop aveai whisky. Alcoolul elimină virus. Ok, atunci mi l-au pus în mâncare. Și tratarea termică elimină virusul? Atunci în băutură. Am mai zis, alcoolul elimină virusul.
și mă îndoiesc că citricele omoară coronavirusul. Auzi? Ea interesează-te și sună-mă. Dar repede, repede că e situație de urgență. E sănătatea președintelui în joc. Deci este interes național. Ai interes? Alcoolul omoară virusul. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, mi-este dor de mamea, nu mai știu nimic de ea. Băi, zună măi, dândeleule. Nu sunt tantalău. Dar ce alăt ești tu? Mi nu vezi în ce hal m-ai adus? Băi, brăzgule măi, uite de la tine cum arăți, uite de la mine cum arăți, deci uite cum am fost și uite ce am ajuns. Hola, pinguinos! Emma nu e disponibilă în duș, că a făcut mișcare. Ce mișcare? Fizică! Ce zămân? O zgărietură. Aha! De unde? Mi-a făcut o pisică cu ghearele. Care e pisică? Mea! Emma? Ce a zis telefonul meu, ha? Bă, tu vrei să eu mai dau o dată? E dat-o? Mamă, măi, calmează-te, mă, că îi țineam de pinguin urâtul. Invers? Îi țineam de urât lui pinguinul? Ce faci, mă, iubire? Lasă-mă pe mine și zi tu ce faci. E dat-o? A sărit pe tine obsedatul, nu? Nu! Cum să sară? O clare! Cum s-ar toți obsedații? Care că ai băut ceva? Nu. Doar mi-am dezinfectat rinichi, că erau murdar rău. I-am băgat un pic în nămol și acum i-am spălat. Am glumit, da. Am băut. De dor. De chin. De șale. Ai m-a dat mai schimbat subiectul. Zin, te-am violat. Tu crezi în ucigași? Nu. De ce? Adică, dar de ce l-ai zgâriat? Nu eu l-am zgâriat. Emma, minți, uite-te în ochii mei. Nu mă minți că el mi-a zis. Așa mă lemne de tine. I-ai zis că te-am zgâriat eu să-ți dau de viol? Nu, Bela, dar știi că eu te iubesc și nu ți-aș face rău niciodată. De ce minți, bă, nemernicule, de ce minți? Bă, tu minți, observatule, că tu ai zis că te-a zgâriat pisii Eva. Pisii mea! Exact! Ema, eu vin acolo acum. Asta ne încetat odată cu nebunia asta. Nu vine că e. Vrei să ajungi în arest? Că nemernicul ăsta exact asta vrea. Să te atragă în capcan. Că dacă nu te umflă poliția pentru încălcarea carantinei, sigur te umflă pentru încălcarea ordinului de restricție. Stai naibii acolo că mă ocup eu de el. Vreau! Nu mai bea, iubire, te rog, că uite ce faci. Te lași prostit de toți excroci și o iei la asma. Hai, te pup. Te pup și te iubesc, pa. Sănătate. Aoleu, ce să mă fac, Doamne? E agresată, Emma mea. Trebuie să ajung urgent la ea. Vin eu la tine ca pasărea zor. Dar tu stai cu ăla, cu ăla și mori. Teoretic, cine e în dispozitiv, Alina? Pui du. Fi dezbrăcatul. Știu, hai lasă vrăjeală. Pui du, mă, vroiam a zice. Adică grațiluși, trânsă în dispozitiv, da? Zi să nu cumva să lase pe Hasan să iasă din casă. A pălit ceva și vrea să vină la mine. Și dacă o face, încalcă ordinul de restricție și o să trebuiască să fii să-l stați. Vrei asta? Mă îndoiesc. Că primul, intri în contact cu senior Covigo.
și sunt șanse mari să iei virus ape. Și secundo, intri în contact și cu percutul meu, care o să fie în spume că l-ai lăsat fără soțior. Ce zici? Că nu iese nici mult. Acum sun la Grațiluș și zic să pui în ușă. Așa e el mai sigur. Că pe aia dacă s-am pus în ușă, bă, n-o mai muți de acoarea nici cu escavatorul. Am încercat noi la secție și n-am reușit. Trei escavatoare s-a stricat ră. Da, ca să o muți de acoarea îți trebuie doar macara de aia mare din port. Aia te ridică vapoare. Atât. Da, mă, vreau. Gata, domnule președinte? Ați vorbit cu Teo? V-ați liniștit? Nu, adică am vorbit, dar nu m-am liniștit. Ia zi, câtă încredere este masoja la care am fost zilele trecute? De ce? Măi, Dalia, nu-mi răspunde la întrebare cu o întrebare. E de încredere sau nu? Da, am încredere 100%. De ce? Pentru că încerc să elimin posibilele surse de infectare. Adică persoanele care ar putea să fie în slujba nemericilor care mă vor în spital, care vor să preia ei frâiele țării. Nu mai ziceți frâie sau hățuri. Că dacă aude cine nu trebuie, o să vă acuze că insinuați că țara e o căruță. Adică o chestie înapoiată de ev mediu. Ziceți și dumneavoastră, manșă, să fim moderna. Bine, bine. Auzi, da, ăia de la bucătărie sunt de încredere? Domnule președinte, tot personalul de la palat este verificat de mine. Da, asta e bine. Auzi, da, tu ai idee, COVID-ul supraviețuiește în suc de portocale? Adică în citrice? Îmi pare rău, dar nu sunt virusolog. Domnule președinte, pe bune? Sunteți Dita mai omul de stat și nu numai. Tu poți să cred că Dita mai arhanghelul Grigore, care a învins diavolul pe Facebook, ba chiar și pe Instagram, se teme de un abărât de virus microscopic. Serios? Păi tocmai de-aia mă tem, că e invizibil și nu văd de unde vine ca să mă feresc. Atacă pașivește nemernicul, casta cu paralel. Știi ce? Nu e exclus să fie chiar creația lui a statului paralel. Coronavirusul a pornit din China. Păi și China ce e, drag? Nu e un imens stat paralel? Pentru că ăia sunt paralel cu drepturile omului, cu transparența, cu democrația, cu tot. Asta nu contest. Dar sfatul meu este să o lăsați mai moale cu teoria asta a conspirației. Riscați să ajungeți vedeta site-urilor de caterincă. Vreți să-i luați locul lui Spartacus? Gladiatorul ăla rebel? Nu, uralivul ăla tembel, care și-a luat un bot de la poliție de Paște. Au, dragă, tu nu o să mă liniștești? Păi de ce ne-ați zis așa? Că o rezolvăm imediat. Vă rog să faceți exact cum vă spun. Inspirați adânc. Țineți aerul, țineți aerul, țineți aerul. Și acum expirați ușor. Auzi, dar de unde știi tu de asta? De la cursurile de karate. Nu v-am zis că am centură neagră 2 dan? Vă e mai bine acum? Sincer. Un pic. Auzi, da, ăia de la spălătorie sunt de credere? Că mi-am pus prosoapele de la ei pe față. Oh, no, no, no. Fiorete, probleme? Riți, nimic important, șeful. Ema m-a rugat să-l țin pe Asan în casă, că a ciugolit ceva și acum să crede al dracu Don Quixote. Adică ar vrea să lupte cu morile de vânt ca să elibereze pe Dulcinea lui, adică pe Ema. De la celălalt don, Don Esteban, da să trăiți. Bă, o să nu dea dracu să se ducă că ne omoară pupăză înaintea COVID-ului. Nu se duce, bre, că i-am pus tancul în ușă. Adică pe Grațiluș, și știi că dacă ai pus-o pe Grațiluș în ușă, mă, nici nu intră, nici nu iese nimeni. Știi despre ce vorbim. Să nu uit. A mai venit un nebun pe la noi, parcipă în sețe, să reclame, vezi, doamne, că ea de la salvare i-a dat temperatura în jos. Auzi, că să nu le ia la spital. Păi nu ăsta-i scopul salvării? Să scadă temperatura? Păi da,
Dar ăla zice că nu i-a căzut-o cu tratament, ci electronic, căci că el știa clar că avea 38,6 și când i-au luat-o ăia, după aia s-a trezit că avea 36,8. Adică, vezi, doamne, e inversat răia de la salvare, afișajul de la termometru, că avea de la electronic, auzi? Udră! Păi pe mine mă întrebați, bre? Zice că au ei niște device-uri cu care controlează termometrele pacienților de la distanță. Ca să nu trebuiască să le ia la spital, auzi? Că așa că se face economie și la paturi și la bugetul sănătății. Bă, dă-o, dracu! Bă, dă-o, dracu! Mă, dar ce mai mă mir? Că tehnica din ziua de azi e capabilă de orice. Nu vezi că ne ascultă cu telefoanele închise și ne văd cu televizoarele stinse? Și ce ai zis? Nimicuța, bre! Păi ce vrea să par nebun ca trânsul? Eu doar i-am înregistrat împlângerea, cum era și normal, și după aia, la revedere, nenică și un praz verde. Păi da, ce, noi avem altă treabă pe lumea asta. De ei, de cazul lui, se ocupe aia care are treabă cu infracționalitate cibernetică. Noi, ordine publică și paza prezidențială. Să trăiți! Bă, zici că termometrul ăsta electronic poate să devină armă biologică? Cum așa, șef? Țin cu tine. Dacă cineva are boală pe tine, îți mărește temperatura din butoane ca să te bagi în panică să mergi la spital. Și odată ajuns acolo, știi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? PAC! Toată cu COVID-ul la rădăcină! Hai! Dar ce zic eu cu COVID-ul? Poate să-ți o dea cu euglena verde, cu paramenciu, cu stafilococ aurin, cu ceva, dar tot iodă. La asta nici nu m-am gândit, bre. Păi dacă e armă biologică, ar trebui să-l anunțăm și pe pupăză ăsta, pe președinte. Cam da. Teo, ai aflat cu citricele? Hai, lasă gluma și zic cum ești. Ți-ai luat temperatură? Uite, fix asta făceam. Ce termometru ai? Electronic, normal. Că doar n-am rămas în epoca de piatră. Sau, mă rog, în aia de mercur. E de calitate sau e vreo porcărie de aia chinezescă făcută pe vapor? Ca banal, că nu l-am cumpărat eu. E de aici. Dar bănuiesc că nu avea de unde să ajungă aici un termometru făcut pe vapor. E, nu. Păi n-a locuit acolo și marinarul? Hai zi cât arată. 37,1. Am febră! Ți-am zis eu că mi-au dat virusul! Nu e febră, calmează-te! Ți-a crescut temperatura odată cu panica. Hai că ești în marjă. Teo, Teo, termină cu tâmpenile! Că ritmul ăsta o să fiu în cealaltă marjă! Doamne ferește! Auzi, ce? Trimite-mi echipa medicală imediat! Cu preză sau fără? Ok, n-o trimite! Da, auzi, ce? Da, măcar trimite-mi un kit din ăla de testare, că mi-l fac eu singur. Îți trimit doar dacă faci febră. Eu zic să te odihnești, așa ca să te mai liniștești. Cum, mama dracu, să mă odihnesc când în 10 minute trebuie să intrăm în videoconferință? Dar două naiba de videoconferință, că nu mă are nimeni dacă nu faci o zi. Mă rog, oricum moare. Și cu și fără. Nu pot, mă, să n-o fac. Tu vrei să le dau satisfacție infecțiilor care m-au infectat? Trebuie să apar cu orice preț. Să vadă tot poporul că nu m-au doborât. Și să vadă și ei că sunt încă pe cal și lup orice ar fi. Ca El Cid. Ca El Cid. Eu zic mai bine nu. Că dacă tu ești în ședință, panichezi lumea mai tare. Bine, dragă, o să mă străduiesc să nu tușesc. Și dacă nu pot, ce să fac? O să opresc ședința rapid, gata. Treaba ta. Auzi, da, fă înainte un exudat și trimite-l la cabinet, da? Hai, pa! Dar ce aveți, șeful? Nimic, mă
m-am iritat cu exudatul ăsta, cu ce-am mâncat. Mi-a rămas pe gât. Ia ziceți, ceva important? Hasane, ce ai mă că nu pari în apele tale? Care ape, șefule, că n-am pus picătura de apă cură toată ziua. Se vede. Pupă să dacă insinuezi că e beat, să-ți fie rușine. E doar distrus de dorul meu. Vezi, asta e rezultatul a ce-ai făcut. Nu se simte bine. Are vertij emoțional. Serios? Păi atunci să meargă să se odihnească. Oricum nu avem nimic important de discutat azi. Ba avem! Ba avem? Ce avem, mă? Ceva legat de o armă biologică. Ce are legătură cu Hasan? Cu el nu, că el nu mai e terorist. Poate cu Mârlanul, din când în când. Hai să tii ceapă în buzunar, că tu ești mai înfeși și pus mai rău ca mine, milițene. Gata! Încetați! Încetați, mă! Încetați, gata! Hasan, poți să te duci să te odihnești. Lasă-l! Lasă-l să-l vedem! Dacă îi se face rău și nu știm, vrei să moară singur? Ca un câine? Emma, dacă îi se face rău, strigă la Mârlanul, că e alături. Auziți, mă, uite, dacă tot mânec așa de la ce mi-o fi rămas pe gât, eu zic să profit și să facem un antrenament de prevenție a transmiterii carcalacului. Adică, fiți atenți. De câte ori tușesc, voi trebuie să vă feriți fețele instinctiv și apoi, instantaneu, să vă dezinfectați. Luați-o ca pe un antrenament pentru când o să putem să ieșim iarăși în colectivitate. Că dacă ieșim, asta nu înseamnă că ăla de lângă noi nu poate să mai aibă carcala. Deci... Super idee! Perfect! Luați-vă dezinfectantele pe lângă voi. Deci, prima tuse e de probă. Mârlane, ce dracu faci, mă? Ce zici, că nu te aud? Păi oprește-ne ai de ăla. Ha? Ce dracu faci, mă? Dezinfectez. Păi cu felul? Exact, voi n-ați primit mesajul ieri pe WhatsApp. S-a descoperit că aerul cald de peste 50 de grade omoară cavidul. Îl prăjește, praful face. Și fiorul are peste 50 de grade, are vreo 90, cu te face unghi drept. Vezi? Că ăsta, unghiul drept, apa și unghiul drept e la 90 de grade. Să știe. Deci nu mai ai nevoie să cheltui milioane de euro pe dezinfectatele importate de toți scrocea. Ne dezinfectăm gratis, mă, că tot omoară un fior în casă, nu? La noi. Cine a descoperit asta? Niște cercetători de la... De la... Imediat vă spun. De la Palilula. Aia nici măcar nu există, mă. E o caterincă de pe un site de umor. Nici măcar fake news nu e. Păi ce să zică și mafia? Normal că să-i caterincă. Ca să-i facă pe fraier să le cumpere în continuare dezinfectantul speculații ordinari. Ok, și... Cum o să folosești tu asta pe stradă, mă, mintosule? Că tu acolo trebuie să te dezinfectezi, nu acasă. Mergi cu priza după tine? Mai este o descoperire nouă. Urmează să o updateze. Acum o să facă și cu acumulatori. Căci telefoane nu era la început cu fir și cu manivelă, nu? Pupăză, ce ai? Nu ți-e bine? M-am încălzit puțin. O fi de la fionul Mârlanu, șef. Pui du-mă. Te găsește toți, dragi, dacă mai pornești fionul ăla. Mă, noi avem, nu ne vedem capul de treabă. Mă, noi, pă noi și-a de chestiuni de siguranță națională. Noi ne avem timp de tâmpenile tale, mă, și de tâmpiți ca tine.
Păi și dacă aveți chestiuni legate de siguranța națională, nu mai bine le vorbiți voi cu președintele în privat? Că pe mulți de aici nu ne interesează și pe alții n-ar trebui să intereseze. Că poate, cine știe, le vine ideea să pună pe WhatsApp ca să le întorcă favorul cercetătorilor din Palilula. Bine că ești tu deșteaptă! Băi, eu ies, că nu mai am voie să pornesc dezinfectantul când mă lase miliția, urăși la gară. Ok, ok. Închem aici că... Chiorete și Matescu, rămâne să-mi ziceți ce-i cu chestia biologică. Restul afară, hai! Pupăză, vezi că îți trimit echipa aia pe care mi-ai cerut-o. Nu, încă nu. Îți zic eu când. Să mai verific o dată ce mi-ai zis și să vină rezultatul de la ce-am trimis. Ok. Pa! Ia ziceți-mă despre ce armă biologică e vorba. Termometru electronic. A ajuns la urechile noastre o informație cum că ar putea fi controlate de la distanță, exact ca celularele și ca televizoare. Păi și ce legătură are cu arma biologică? Păi dacă cineva vrea să te omoare, îți dă temperatura la maximum, adică pe febră. Matescule, dacă îți crește artificial temperatura din display, nu ți-o crește, mă, și pe aia din corp. Bă, nu fi milițian de comună! Nu sunt să trăiți, dar nu m-ați lăsat să termin. Dacă pe display apare temperatură mare, de exemplu 41, te sperii și dai fuga la spital. Și acolo, pac, COVID-ul, pac, biocenicul, pac, euglena verde, pac, parameciu. Ucigașii biologici, înțelegeți? Păi și cu ce ne mai luăm temperatura atunci, mă? Cu ce ne-a mai luat și pe vremuri, șeful? Că termometrul ăsta clasic cu mercurie e mai bun. Ăla de-l băgăm noi în... Ciorete! Vezi că vorbești cu președintele României, mă? Cum poți să... domn președinte, așa e vorba la mine la țară și asta e o vorbă foarte adevărată. Să știți că ea nu dă greș. Temperatura măsurată la subraț... E Vasalbina, e la revedere cu brânză. Mereu îți dă altă... îți dă altă. Că pui termometrul în diferite poziții, să sucește treaba și să diferă cu 2 grade. A zis cercetătorii englezi că a descoperit ei. Da, în fund vă zic, intră mereu la fel, n-are cum să miște. Am verificat eu pe pielea mea. Aici are dreptate, domn președinte, că și la mine la țară e la fel. Uitați, vă dau un caz punctual. Am un vecin care ținea morții să-și ia temperatura doar de la sub braț. Și când se uita avea 39, dar el de fapt avea 41. Mai avea puțin și intra în convulsii. Eu nu-mi bag în fund nimic, să fie clar. Adică, dacă aș fi bolnav, zi, bineînțeles, niciodată. Niciodată să nu zici niciodată, că nu se știe. Cu vârsta... mai o supozitoare, mai o colonoscopie... Mai o pușcărie, că politica te bagă și în astea, câteodată. Spune tu încă o bește, ai nevoie? Gata! End of transmission. Să-l dezinfectăm. Pentru curaj. Da.
Hai că poți, hai că poți. Ai fost soldat NATO. Ești un dur. Așa de rău. Domnule președinte, a venit rezultatul de la... Exudat. Este amigdalită, nu COVID. Deci nu mai e nevoie de echipa medicală. Bun. Puteți fără secvența 2? Se pare că nu ies. Merge? Ce puteți? O musculiță, beți-vă. Din cravă, normal. Proaspătă. Teo, n-am zis că mi-au dat-o prin contact direct. N-au dat-o. Ce măgari! Reluăm. Tot de la început. E maseoza statului paralel. Că de-aia nici n-a vrut să mă maseze. Că era paralelă cu meseria, Teo.